Bine v-am găsit, minunați oameni din praf de stele, și bine ați venit la provocarea mea creativă de 366 de zile, în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Astăzi am făcut un curs cu George. Deja știți cine este George, pentru că este, nu știu, al patrulea sau al cincelea curs pe care îl fac pe Skillshare cu el. Dacă doriți să faceți același curs, nu ezitați să mergeți și să verificați linkul din descrierea acestui clip și să faceți același curs. Am învățat să fac o sticluță cu o poțiune magică înăuntru și bineînțeles că această lucrare m-a inspirat și pentru poezie, iar la sfârșit am avut o surpriză, pentru că mi-am dat seama, de fapt el ne-a spus, că putem să introducem în această sticluță tot ceea ce dorim, și am zis, vai, ce mișto! Și putem să punem o grămadă de chestii înăuntru, și bineînțeles că m-am dus să văd ce pot să pun înăuntru și am pus una dintre picturile mele mai vechi, nu știu dacă este prima sau a doua pictură originală a mea, în sensul că a fost ideea mea și că e desenul meu de la zero. Și deci am pus-o pe această... Zâna adormită în sticluță. Și acum aveți și poezia. Atunci când mi-e greu să adorm, sticluța cu esență de somn mă face să alunec ușor cu un cântec fermecător în lumea din spatele genelor, tărâmul zânei și al ielelor. Ce-n dans mă vrăjesc și mă duc departe la umbră de nuc, și în păr îmi împletesc urzici și spin ce mă împing și dor. În somn căzusem pe covor. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit videoul de astăzi. Nu uitați să distribuiți, să placeți și să condivideți și să vă înscrieți în cazul în care v-a plăcut. Întrebați-vă ce am făcut astăzi pentru a mă apropia un pas măcar de visul meu. Și ne vedem și mâine. Poezie, muzică și pictură. Pupici!